ce frumos ești în prag de iarnă. Ninge disperat asupra ta, cerul peste tine se răstoarnă, surțuri împlete se vor suna. Hai să fim doi oameni de zăpadă, ridicate brațe de copii, care în frici în ger mai știu să creadă că se pot iubi, se pot iubi. Joi 24 martie, Tudor Gheorghe a susținut în neprimitoarea sa la Casei de Cultură un concert, având ca tematică poezia de dragoste a nemuritorului Adrian Păunescu. Asta după ce, în opinia sa, și-a făcut datoria restituind publicului marile opere folclorice ale acestui neam sau muzica interbelică. La fel s-a întâmplat cu poezia interbelică și cu cele 5 anotimpuri ale poeziei. A pus pe muzică poezia pentru copii, dar și poezia închisorilor în spectacolul intitulat Iisus în celulă. Concerte sale au ca sursă de inspirație opera unor poeți mari ca Grigore Vieru, Alexandru Macedonski, Marin Sorescu, Mircea Micu sau Ion Luca Caragiale, în ipostaza mai puțin cunoscută de poet. Spectacolul din seara asta e un spectacol mai special, pentru că eu, urmându-mi proiectul meu cultural, programul meu cultural, practic, de ani de zile, așa cum am promis, după ce am făcut acele restituiri de folclor și de muzică interbelică, după ce am făcut anotimpurile poeziei, care mi-au ieșit 5 mie, cu Orchestra Simfonică și Cor Academic, după ce am făcut poezia pentru copii și poezia închisorilor comuniste, în spectacolul cu Iisus în celulă, am făcut un ciclu de spectacole dedicate unor personalități poetice, unor poeți, a zice, mai mulți sau mai puțin cunoscuți, de pildă. De pildă, poezia necunoscută a domnului Caragiale, puțin lume știe ce poet e Caragiale. Am făcut poezia lui Grigore Vieru, poezia lui Macedonski, poezia lui Mircea Micu, Sorescu. Și iată acum a ajuns să fac acest spectacol din poezia lui Adrian Păunescu. Iată un fragment dintr-o poezie de dragoste a trubadurului craiovean care a stârnit ropote de aplauze la concertul de joi seară. Când iubirea noastră te condamnă, ai soarta strugurilor copți. Să unde-ți iubit-o să te bucuri, că ți-am dat din viață un destin, și ca fiasul zând de struguri, vei trăi definitiv în fin. Am ales această temă pentru că Adrian Păunescu, o personalitate, un personaj foarte controversat, înjurat de multe ori degeaba, și în spectacol să și explic de ce, și o parte din poezia lui, poezia de dragoste, mai puțin cunoscută. Din punctul meu de vedere, dimensiunea poetică major a lui nu e poezia socială în care el credea și se credea bun, ceea ce e adevărat, și din punctul meu de vedere, poezia de dragoste a lui. Și veți vedea asta în spectacol. Așa cum a mărturisit actorul la conferința de presă ce a precedat concertul, Tudor Gheorghe a resimțit datoria de a organiza un concert după cele mai frumoase poezii de dragoste, mai puțin cunoscute publicului în raport cu poezia socială. Într-unul din numerele revistei România Literară, un critic literar spunea că poezia de dragoste a lui Adrian Păunescu se află între dragoste și război, lucru recunoscut de poet ca fiind adevărat. De altfel, în timpul concertului, Tudor Gheorghe a făcut o declarație de dragoste în stil păunescian. Eu când am făcut o declarație de dragoste, parcă am făcut declarație de război. Și acum, sunt la fel. Nu mi-am schimbat trăsăturile. Stupul meu mai trimite către voi cât un roi. Dar fiți atenți. Că eu și când fac o declarație de dragoste, parcă fac declarație de război. Dacă zic, te iubesc, asta sună ordine.
și în fața femeii ce măreți mă înconvoi. Vă iubesc și vă rog să primiți această declarație de dragoste ca pe o declarație de război. Dacă ar rămâne iubirea singurul lumii, război. Te iubesc cu toată toamna, te iubesc cu toată moartea, te iubesc cu toată viața, te iubesc cu tot ce ești. Pentru tine luminează toate stinsele fești, pentru tine se coboară din biblioteci și cartea. Trubadurul oltean prețuiește poezia marilor poeți contemporani, cu el apreciind că n-a apărut încă un poet semnificativ al generației tinere. Bine, eu am și spus, odată cu moartea lui, pentru mine poezia română s-a oprit. La el s-a oprit pentru că eu am fost contemporan cu această generație, adolescența mea artistică s-a desfășurat sub blânda oblăduire a unor mari spirite, începând de la Vulpescu, în primul rând. Vulpescu, Nichita, Sorescu, Ion Alexandru, Cezar Ivănescu, Blandiana, Păunescu, Vieru, toți, vezi, mai rămăsese Adrian Păunescu, a murit și el. Eu am simțit ritmul poeziei lor atunci când am făcut spectacole și m-am pus în slujba poeziei lor, pentru că am fost contemporan cu ei. Printre cele mai frumoase melodii interpretate de Tudor Gheorghe la concertul de la Roman s-au numărat Antiprimăvara, Să fie sâmbătă la prânz, A mea, Iubiți-vă pe tunuri, Ce frumoasă ești, Ce simplu mi-ar fi dacă nu te-aș iubi, Totuși iubirea, De contul final, Parastas pentru iubirea care a murit, Iubire silnică pe viață sau Iubito, vine toamna. Iubita mea, găsește marea vale în care să-l aduc și să-l răstor. Apoi la nunta regăsirii sale, să cânt ca vânător al lui din corn. Iubita mea, te-am cumpărat un munte, să faci cu el ce știi, ce vei vrea. Eu mă retrag în peșteri moribunde, dar am uitat să-ți mai șoptesc ceva. Am dat pe acest munte viața mea. Tot ce am avut pleacă spre trecut și se împarte brusc la două. Ceasul ce bătea strâns pe mâna mea a luat-o singur înapoi. Precum iubirea noastră mare, nimic decât ce-am mai avut, te aștept, nu iarna viitoare, ci iarna care a trecut.